Bine v-am regăsit la România via Cluj. Discutăm astăzi despre apropiatele alegeri de două feluri, chiar din Republica Moldova, cu invitatul meu de astăzi, care este Mircea Vrudean, secretar general al Guvernului României și candidat la Senatul României. Bine ați revenit la noi! Bine v-am regăsit! Care sunt perspectivele Moldovei în contextul integrării europene? Știu că ați făcut mai multe incursiuni în Republica Moldova și ați luat pulsul la cald și atunci aș vrea să vă întreb ce credeți că se va întâmpla la apropiatele alegeri, să spunem că sunt de două feluri, pentru președinția statului și va fi și referendum pentru aderarea la Uniunea Europeană. Într-adevăr, m-am ocupat de relația cu Republica Moldova de la guvern și în poziția de șef al Cancelariei Prim-Ministrului. Atunci când am semnat un acord de asistență financiară nerambursabilă de 100 de milioane de euro între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova. Când se întâmplă acest lucru? În 11 februarie 2022. Tot la Via Cluj TV, președinta Maia Sandu a mulțumit poporului român pentru acest sprijin despre care vorbiți dumneavoastră. Iar acum, ca și secretar general al Guvernului, am în subordine Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, prin care finanțăm foarte multe proiecte culturale, educaționale, schimburi de experiență și alte tipuri de activități, inclusiv activități ale cultelor religioase în Republica Moldova. Deci, practic, România susține pe toate planurile Republica Moldova și nu doar financiar, pentru că vorbeam de aderarea la Uniunea Europeană, însă și această calitate de stat candidat la aderarea la Uniunea Europeană se datorează în mare parte eforturilor diplomatice și politice ale României, pentru că noi peste tot pe unde suntem prezenți la toate forurile internaționale europene, principal prin președintele României, prin prim-ministru, miniștrii, susținem tot timpul Republica Moldova și nevoia de a adera la Uniunea Europeană. E clar că perspectiva cea mai bună pentru Republica Moldova este parcursul european. Asta dacă și cetățenii Republicii Moldova își doresc asta. Aici am vrut să ajung. De aceea, dumneavoastră, ce spuneți? Că din câte ați văzut, cum este populația? Pro, contra, jumătate, cam cum simțiți că este treaba acolo? Cunosc destul de bine situația din Republica Moldova, pentru că am mers des acolo, discut săptămânal cu liderii politici, cu prim-ministru, cu miniștrii. Și am contact și cu ce se întâmplă în România, evident, din partea diasporei moldovenești, să-i spunem, pentru că sunt foarte mulți cetățeni ai Republicii Moldova care studiază în România, sunt studenți aici la Cluj, sunt foarte mulți și în restul țării. Îi vedem la alegeri când votează aici, în centrele. Să sperăm că îi vedem la alegeri în număr cât mai mare, pentru că e foarte important să-și exprime votul. Am discutat chiar săptămânile trecute, mergând pe la evenimente prin județul Cluj, pe la zilele comunelor. Există multe înfrățiri între comune din județul Cluj și comune din Republica Moldova și mă bucur pentru că am încurajat mult acest lucru. Am vorbit cu delegații din Republica Moldova venite aici, exact în acest sens. Și din ce spun, mă rog, primarii, consilierii locali, cei care au fost prezenți aici, toată lumea își dorește parcursul european, toată lumea înțelege și vede avantajele de a fi în Uniunea Europeană, în primul rând de a fi stat candidat, pentru că vorbim în primul rând de avantaje financiare, vorbim de fondurile de preaderare în acest moment, care vor fi disponibile pentru Republica Moldova, iar odată aderat, sigur, avantajele sunt multiple și de foarte multe categorii, nu doar cele financiare, vorbim de libertatea de mișcare, de a munci oriunde în Uniunea Europeană, de piața unică, sunt atât de multe avantaje pe care oamenii le cunosc, venind în România destul de des și de număr cât mai mare, văd cu ochiul liber ce înseamnă să fii stat membru al Uniunii Europene și cred că își doresc acest lucru pentru țara lor. Să ne aducem aminte cum eram noi înainte de 2007. Da. Când nu puteam să circulăm liber mai mult de 3 luni, primeam interdicție dacă rămâneam mai mult și așa mai departe. Corect. Din perspectiva aceasta, cu siguranță, e un avantaj mare, dar și din punct de vedere economic și al dezvoltării infrastructurii, pentru că acum, dacă ne ducem în Republica Moldova, în Chișinău, ne întoarcem în timp în România anilor 90, începutul anilor 90, în cel mai bun caz. Pentru că țara n-a reușit să se dezvolte neavând posibilități financiare, neavând sprijin
internațional, neavând investiții, pentru că niciun investitor serios nu va veni să investească într-o țară unde nu există garanția unei economii de piață funcționale, unde nu există garanția unui stat de drept, sunt criterii de bază pentru acest lucru și da, cu siguranță cred că cetățenii Republicii Moldova își doresc să meargă înainte pe parcursul european, pentru că au văzut ce a însemnat înainte, se vede și acum, istoria ne arată și ne învață să nu greșim a doua oară. E bine, da. În Republica Moldova istoria suflă puțin în ceafa moldovenilor, pentru că iată, chiar astăzi a fost o declarație a purtătorului de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe din Rusia, care acuza guvernul nostru și în special l-a nominalizat pe premierul Ciolacu, care ar dori să, citez, anexeze Republica Moldova. Și aș dori să comentați această declarație oficială. Îl face parte din campania de dezinformare a Federației Ruse în ceea ce privește Republica Moldova și intențiile României de a susține parcursul european, pentru că despre asta vorbim. Nu există niciun fel de intenții, discuții de a anexa Republica Moldova. Este un stat independent, își gestionează acest lucru conform Constituției pe care o au scopul și intenția noastră permanentă din diverse rațiuni istorice, evident, este să sprijinim Republica Moldova în așa fel încât să urmărească un parcurs european, un parcurs corect și în așa fel încât cetățenii să beneficieze de cât mai multe avantaje. Concret, cum putem ajuta Republica Moldova? Hai să începem cu faptul că deja legislația europeană este tradusă în limba română, pentru că acquis-ul comunitar a fost deja tradus. Da, e un mare avantaj, așa cum e un mare avantaj că limba română este limba oficială a Republicii Moldova și acest lucru nu s-a întâmplat de foarte mult timp. Ne amintim, legea a fost promulgată anul trecut, dacă bine rețin. Sprijinim Republica Moldova și prin experiența noastră de stat care a aderat la Uniunea Europeană, tot ce înseamnă preluarea acquis-ului comunitar, tot ce înseamnă expertiza celor care au fost implicați în acest proces și asta ajută extrem de mult, pentru că avem foarte mulți colegi din administrația românească, din ministere, care sunt în Republica Moldova tocmai pentru a ajuta să treacă mai rapid peste dosarele de negociere, să învețe cum trebuie făcut, să le spună cum nu trebuie făcut, să învețe din greșelile noastre, un mare avantaj acest lucru. Și clar se va vedea rezultatul, așa cum am făcut, repet, și pentru ca să ajungem aici, pentru că n-a fost deloc ușor. Acesta e un mod de a sprijini Republica Moldova. Apoi este asistența financiară de care vorbeam. Guvernul României susține Republica Moldova prin investiții, prin acordarea de finanțări nerambursabile pe mai multe domenii de activitate. Vorbim de infrastructură, au un program care se numește Satul European, unde România finanțează proiecte de drumuri, apă, canalizare, energie electrică acolo unde nu există. La capitolul energie, cum stăm la susținerea vecinilor noștri? Știu că atunci când a început războiul din Ucraina a fost o problemă majoră. Foarte bine, da. A fost, România a fost alături și atunci a susținut alimentarea cu energie electrică și cu gaze naturale, pentru că au fost momente în care a fost blackout total din cauza bombardamentelor din Ucraina, ele fiind interconectate, să-i spunem, acest lucru s-a resimțit foarte puternic. România a susținut, a furnizat energie electrică, la fel și cu gazele naturale. Există sprijin și pe această linie. De altfel, Transgazul, care este operatorul de sistem în domeniul gazelor naturale în România, care e în subordinea Secretariatului General al Guvernului, de altfel, a preluat și operarea sistemului de transport a gazelor naturale din Republica Moldova. Acesta este iarăși un lucru bun. Avem proiecte importante de interconectoare, de gaze naturale, depozite de gaze naturale în România, de unde sprijinim alimentarea cu gaze naturale în timpul iernii în Republica Moldova. Deci susținem foarte mult și pe această zonă de energie. Apoi vă spuneam de proiectele din zona culturală, educațională, de sănătate. Noi am avut un program, vechiul acord de finanțare, tot de 100 de milioane de euro, care a
s-a încheiat 2021, a finanțat 1000 de grădinițe în Republica Moldova, a finanțat laboratoare școlare, dispensare medicale. Acum, pe acest nou acord, de asemenea, finanțăm microbuze școlare, tot așa, dotarea laboratorilor școlare cu aparatură, cu cărți în limba română și așa mai departe. Deci toate aceste lucruri reprezintă un efort important din partea Guvernului României, tocmai pentru a-i sprijini și a-i ține pe direcția corectă, direcția europeană. Cred că aceasta este cea mai bună abordare și cred că, așa cum spuneam, acest lucru nu se poate face cu forța. Noi facem ce ține de noi pentru a le arăta care sunt avantajele și ce beneficii pot să aibă dacă vor face parte din Uniunea Europeană. Mai departe trebuie să-și dorească și cetățenii Republicii Moldova acest lucru și au ocazia pe 20 octombrie să-și manifeste această intenție, pentru că vă spuneam că vorbeam cu mulți colegi din Republica Moldova, dar și cetățenți implicare văd avantajele și își doresc parcursul european și le spun tuturor același lucru. Atenție, pentru că și în Marea Britanie nu credea nimeni că Brexit-ul se va întâmpla. Tocmai datorită sau din cauza faptului că toată lumea era convinsă că nu va trece referendumul, că oamenii nu se vor duce la vot, au stat acasă. Nu s-au dus la vot, referendumul a trecut pentru că, mă rog, a fost mai convingătoare aripa care a susținut Brexit-ul, dezinformând, din păcate, cetățenii. Și vedem ce se întâmplă. Marea Britanie, dornic acum să reintre în Uniunea Europeană, face tot posibilul pentru că îi afectează în mod clar din punct de vedere economic. Sper să nu se întâmple același lucru și în Moldova. Să vă întreb, în acest context, cât de mult credeți că are efect această propagandă venită din Rusia asupra unor cetățeni care sunt vorbitori și de limba română și de limba rusă? Foarte mulți din Republica Moldova încă vorbesc limba rusă, era a doua limbă. Da, așa e. Cu siguranță au efect tehnicile de dezinformare, e practic un război hibrid până la urmă, pentru că amenințările de acest gen sunt la ordinea zilei în Republica Moldova. Încercăm să sprijinim și pe această direcție, pentru că avem și un acord important de colaborare pe zona de securitate cibernetică, avem un directorat național în România care se ocupă cu așa ceva. Dar cu siguranță, întâmplându-se în fiecare zi prin diverse canale, inclusiv media, pentru că trebuie să recunoaștem, bună parte a mass media din Republica Moldova este aservită altor interese, nu celor pro-europene, există un risc important ca oamenii să fie intoxicați și să nu înțeleagă care este avantajul unui parcurs european în detrimentul a ceea ce au deja, cu care s-au convins, să-i spun. Și atunci este cu atât mai important să se comunice pe toate canalele posibile, în special din partea celor care lucrează în Uniunea Europeană, în România, studiază și care, datorită României, au ocazia să călătorească peste tot în Uniunea Europeană, pentru că, să nu uităm, foarte mulți cetățeni ai Republicii Moldova sunt și cetățeni români, au buletine românești, cu care călătoresc peste tot în Uniunea Europeană, fără nicio interdicție. Toți acești oameni care formează diaspora, până la urmă, în Republicii Moldova, trebuie să fie primii care merg la vot, în primul rând, și care transmit mesajul rudelor, părinților, prietenilor din Republica Moldova că aceasta este calea de urmat. Pe final, domnule Brudean, aș ruga frumos să transmiteți 3 mesaje pentru cei din Republica Moldova, care, să știți că am verificat și la ultima noastră emisiune de la noi, de la Via Cruștevei, este văzută și în Republica Moldova, deci avem audiențe și acolo. Care ar fi aceste 3 mesaje pentru ei? În primul rând, să se informeze foarte corect despre ce înseamnă apartenența la Uniunea Europeană și cred că e cel mai simplu lucru. Întreabă în România, vin în România, au ocazia să vină foarte ușor, foarte repede. Și cred că din acest punct de vedere alegerea este cât se poate de clară. În al doilea rând, ține oarecum și de primul sfat, informează-te corect, pentru că e extrem de important. Noi am trăit acest lucru pe vremea pandemiei, pe care am resimțit-o cu toții. Eu eram prefect și știu poate mai bine
cât de mult rău ne-au făcut informațiile neverificate din surse nesigure și cât de complicat este să gestionezi apoi situații de genul ăsta. Nesigure și rău intenționate. Fake news, cu siguranță. Iar în Republica Moldova asta se întâmplă permanent. Asta e foarte clar. Și în al treilea rând, cred că trebuie să își exercite dreptul de vot, să voteze cu inima până la urmă și să se gândească la viitorul lor, la viitorul Republicii Moldova, la viitorul copiilor lor. Cred că e cel mai simplu lucru și cu asta cred că am spus totul. E important încă o dată să transmitem acest mesaj. Eu o resimt ca o datorie a mea, ca român până la urmă, pentru că vorbim de Republica Moldova ca de sora noastră mai mică. Totdeauna, în toate, repet, intervențiile la nivel internațional, pentru că particip foarte des la reuniunile OCDE, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, întotdeauna vorbim despre Republica Moldova, despre nevoia de a susține Republica Moldova, de a fi alături de ei pe direcția, pe parcursul european, pentru că nouă ne este mult mai ușor în România. Noi nu resimțim ceea ce se întâmplă în Republica Moldova cu adevărat decât dacă trăiești acolo, dacă vorbești cu oamenii de acolo, ca să înțelegem care este situația de fapt, mai ales în contextul războiului din Ucraina cu granița comună. Este extrem de dificil. Și atunci este obligația noastră ca stat vecin, prieten, frate, cum vrem să-i numim sau să ne numim, să susținem cu toate eforturile Republica Moldova pentru că merită și pentru că trebuie. Mulțumesc frumos, a fost alături de noi Mircea Brudean, secretar general al Guvernului României și candidat la Senatul României de aici, de la noi, de la Cluj. Mulțumesc. Vă mulțumesc că v-ați uitat la noi, ne vedem pe net.